Ioan Bărăvești, 72 din 22 septembrie. Aș fost convocați pentru asta de șoptă. Din cei 14 consilieri locali sunt prezenți 13, acceptează neconfirmatul Odurlan Ghian, fiind prezentă majoritatea de dumneavoastră, de prezență legal constituită și fără legitul lucrările. Domnul primar, prezentați vă rog ordinea. Bună ziua, după cum am spus, discurmează, avem 5 proiecte de hotărâri și puncte diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Președinte, ședinte, este domnul Gabriel. Așa cum este. Mulțumesc, doamna secretară. Bună ziua, dragi colegi. Cum ne-a confirmat domnul primar, avem 6 proiecte. Începem cu proiect numărul 79. Privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciului pentru gestionarea penilor fără plăpână din Comuna Căiuț, județul Bacău. Dacă să scrie cineva la cuvânt, te mă frumos, dacă începeți este și apoi. Deci, primul domnul Matei. Altcineva, mai vrea să spun ceva? Domnul Matei, vezi cuvântul. Vis-a-vis de înființarea acestui serviciu, eu am ridicat problema chiar când s-a aprobat bugetul de ridic și cheltuiala la comune, în chiar de asta făceam propunere să înființăm un asemenea serviciu. Însă, cred eu că, din punctul meu de vedere, cred că problema se rezolvă numai pe jumătate. Și mă gândesc ca, dată la anul, pentru să avem în vedere la aprobarea bugetului, să prevedem o sumă chichiu, dau un exemplu, de 50.000 de lei, pentru sterilizarea pisicilor și câinilor. Am văzut așa ceva, au aprobat Comuna Temeluș și Comuna Budavoi. Pentru că, dacă prin sterilizare, reușim să stârpim un pic. Așa, câini fără stăpân sau cum îi luăm tot timpul în vor, fiind la alții ori, îi aducem și îi predăm tot timpul. Așa, măcar diminuăm cumva și treaba asta. Adică, e foarte bine, vrea să spun că jumătatea, când să avem de vedere și treaba asta, să încheiem un contract cu un carnet sau două veterinari, să ducem om acolo cu pisica sau cu cățelul și o sterilizează și atunci diminuăm fiecare care ar face un se duce și decontează de cont în cadrul comunii. Să facem popularizare treaba asta și zic că am diminuat un pic câinii ăsta fără stăpâni. Și aș vrea un pic să lămâri, n-am văzut regulament, am înțeles că e foarte scurs anexe și astea. Cum se va pune în aplicare acest serviciu sau cum a funcționat? O să vă dați un pic de detalii. Se va scoate la licitație. Am înțeles, dar cum funcționează? Să adun câinii, cine adun, cum? Dacă avem norocul sau cazul fericit să vină cineva la această licitație, de din ce știu de la colegi care au mai scos nominii. Deci nu sunt doritori. Nu sunt doritori. Dacă vin, la comandă, ce nu-mi vine, capturează, ia aici la cadouri, la adăpost. Asta este de ce. Deci am ceva de telefon și știu și... După perioada la consiliere, că se... Așa, cum te fie, dar acum ca să... Exact, n-ai fost să-l ții acolo, să-i dai mâncare, să-l treci și dacă nu găsești cineva să-l aduc, să-l aduc, atunci e corect, dar trebuie scăpa de ei, nu? Așa că tot nu-i tot să mulțesc că e nevoie. Avem, avem probleme la aceștia, avem chiar și o sesizare de la avocatul Polului, să vedi, da? Suntem în... Adevărat, avem și trecit un contract cu... Am reușit să facem un contract cu DPV Onești, domeniul public și privat, onești. Și cazuri extreme, că așa, și negocierea care a făcut pentru contract, nu ne chemați toată ziua. Dar dacă sunt cazuri, da, nu la da, ilumă. Dar ai acest punct din asta, e separat din cea da, română. Exact. Ai iau așa. Da, da. Am înțeles. Ca să gestionăm stări. Corect, ca să țineți control. Exact. Da, foarte bine. Mulțumesc mult. Mai e cineva? Vrea să spună ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, domnul Orteanu. E frumos. În special. Te abține. Deci, la următorul proiect, numărul 80, este semnarea reprezentantului Consiliul Local, Comunei Căiuț, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Răducanu Osepe, de Căiuț, pentru anul școlar 2023-2024.
Doamna secretar, nu face treaba. Domnul Vici, aveți cuvânt. Domnul consilier Zor, să știm cum mai este. Domnul consilier Bunicari. De altă zi, de da, nu. Am și eu, vreau să fac și eu cuvânt. Domnul consilier Orhianu și domnul Ușan. Orhianu mai fost. Haideți nominală. Și am mai fost. Orhianu mai fost. Și am mai fost. Mai fiu dacă. Și am mai fost. Să-i lăsăm pe toate. Domnul Matei pe... Domnul Chiam, dar nu vreau. Nu vrea, nu vrea, nu mai vreau. Și au apropiat tot prin domnul Buliga și prin domnul Bună, mă rezi. Da, să-l ia. Nu-i pus sau nu-i pus. Ce-a la lucru pus pe tot. Dar să punem la vot problema domnului Vice. Cine este Pedro? Da, nu contează pe tot. Dacă de acord, nu și Pedro. Motivă? Domnul Chiam, aveți ceva? Nu vreți? Domnul Matei, să spun.
Da, ești lăudat, gestul ești de băieți fără biserici, dar ar mai trebui echilibrat de parohie. De exemplu, la Biserica Centralea, nu e prima dată când mă spun Biserica Ortodoxă, ar trebui studiul lăsat acolo, până sus, nu neapărat. Acum, în momentul ăsta, să spun, spun că... Dar într-un alt proiect, adică să fie un proiect care să fie plătit și domnul, ar fi ok. La Biserica Ortodoxă? La Biserica Ortodoxă. E problemă în terenul. Tot, drumul. O parte din teren zice că e terenul Chetreanu. O parte din drum, pardon. Drumul privat, drumul privat. Da. Și nu poți să investești. Doar cu donații cu și o grămadă de documentații. Iar în principiu am discutat cu părintele Dorin și au zis că vrea să doteze biserica de la Bridat cu ce au cerut de acolo, iar ce au la Bridat o să ducă la Biserica Ortodoxă la Prare. Deci nici Biserica Ortodoxă la Prare nu rămâne fără. Așa, așa a fost cererea lui, așa a fost dorința lui. Au fost, ca și valorii, vă dați seama că nu mai aduci, dacă luam, după ce luam, trebuia mult, mult mai mult mandat. Atât am considerat, dacă ați văzut că la ședința anterioară am aflat, a rectificat bugetul și am completat 100.000 aia cu încă 40.000, le-am fost 140.000 să putem să împărțim la toți, inclusiv la fel timp. Oricum, la primul zic că i-a dat 40.000 de lei, da. La fel ca la Pintar. Da. În condiții în care la Căius se lucră. Iar din Bășima, pentru așa, exact. Tot 40.000 de lei. Exact. Adică mi s-a părut? Da, trebuia mai mult la Căius, dar am avut o negociere cu toți preoți, cu toți părinții. Și l-au zis, așa a decurs. Ce să... Și să vă spun, biserica de la Căius, i s-a pus problema că am cumpărat terenul, pentru terenul anul trecut l-am cumpărat. Da, ia primărie, ia consiliul local, nu ia parohie. Iar biserica de la Căiuț vrea să schimb tot acoperișul. Vă dați seama că la schimbarea acoperișului nu o să cadrezi nici cu bani niciodată. Da. Mai sunt de la oameni, mai vedem, putem să prezentăm la am. O să insist pentru oameni toți să facem proiectul ăsta cu totul la tot, mai mult cu toate. Și banii ăștia, dacă ați fost un pic mai mult, dacă fost mai bine, că au nevoie de bani, toate parochiile au nevoie de bani, toate bisericile, dar pe lângă banii ăștia, ce se mai poate face? Un drum pe biserică, un iluminat public acolo, ar fi normal să facem. Și cred că biserica de la Prare are singura care nu are asfalt, biserica de la Prare. Singura condiță care nu s-a făcut nimic? Și nimeni. Da, și nu s-a făcut mai mult. Nimeni. Este un grup de oameni care acum încearcă să facă ceva. Vreau să ia cuvântul. Domnul Matei, mai aveți ceva? Nu, da. Domnul... Vreau să aduc o completare la domnul Lovențu. În luna aprilie, mai am avut la cunoștință cazul Bisericii Ortodoxe din Bralea, era și domnul primar, în care am zis că acolo nu e regulă cu drumul și să deschidem o discuție cu oamenii, cu tot ce trebuie acolo, să intrăm în posesia drumului, să fie al nostru, să putem interveni balastat sau asfaltat. Domnul primar atunci mi-a spus că e drumul nostru, nu te doare capul, la 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 la. Vedeți că minciună are nicio discuție aici la Izrael. Nu vă aduce aminte, domnul primar, că am ascultat, doamna la mare, asta nu. Tu ai impresia că nu știam cu ce cu drumul acolo? Dar așa a spus în Consiliu, că nu ai impresia cu șucat și domnul Gavrila, că drumul e al nostru, e al nostru, de 1000 de ani de rost. Dar a spus în ideea în care se putem să modernizăm, să trebuie la punct. Dar a spus că drumul e așa, că nu știu ce e drumul. Mai degrabă sau mai degrabă, tot la zambă de ați ajuns. Dar sunteți nicioși, trebuie să înțelegeți. Vorbești frumos, mai domnule. Dar nu, de dacă... Eu v-am spus în aprilie, mai problema asta, v-ați contrazis. Acum au luat țeam de la capă. Hai să fim bărbat. Până avem oare, iar. Să fim bărbat. O copată îți faceți moșii, e comuna dumneavoastră. Cum e comuna dumneavoastră? Așa se vede. Nu e noastră. Ia stăpânul. O, e. Când nu-i dumneavoastră lucrurile. Doamne, domnule, am un loc să fac. Da, mulțumesc. Dacă facem de astea și mă apară și facem de acum, mai ales că suntem filmați. Da, să o punem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos! Următorul proiect 83, privind însușirea și aprobarea documentației de alipire a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Căiuți, înscrise în cartea funciară numărul 60-59, cartea funciară numărul 61-196 din Comuna Căiuți. Dacă aveți ceva obiecțiuni? Întrebare, deci, până acum nu erau corpuri distinse de toate? Nu, primar. Erau două cărți funciare pentru curtea de la Conac. Și le-a lipit, dar nu simt. Ca să fie un singur corp. Bine, un minor. Dacă nu aveți nimeni de sus nimic, îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Marian, un ultimul punct care diverse. Cine să scrie pentru diverse? Să luăm așa în ordine frumos. Deci, domnul Mărcuț. Următorul. Domnul Mărcuț, aveți ce știu. Domnul primar, ce nu vreți să băgați un autocredere acolo la noi? Vă roagă lumea, vă scrie tot, vă jure, vă aplauză, vă... Ce așa vreți să băgați un autocredere? L-am ajuns mai rău decât ce așa pori. Dar ce? Ce nu mai am cuvinte? Drumul ăla e praf, până la Boștea, până la Florești. Ce, cu ce v-a deranjat să fie aia de acolo? Nu înțeleg. Asfalt nu, apă nu bun, dar nici autocredere nu suntem asfalt, spun. Și al doilea punct, vegetația. Tot așa, pe toată comuna, mai ales pe unele locuri, nu mai rămâne spațiu să circuie două mașini din anumite sensuri. Trebuie să oprești ca să fie prioritate din cauza vegetației. Mulțumesc. Dacă nu mai are nimeni nimic, declar ședința închisă.